Bună seara, bine v-am găsit! Vorbim despre efectele măsurilor economice de azi, dar și um, de pentru ce ne pregătim anul viitor, în 2025, când toate alegerile se vor fi stăm... terminate. Da, Asistăm la un cod galben de scumpiri, ca să spun așa în ton cu prognozele meteo. De ce? Pentru că toate aceste creșteri de, de tarife la gaze, la carburanți, creșterea salariului minim pe economie, scumpirea transportului aerian și tot de astăzi, atenție, crește tariful de cazare pe litoral în toate zonele turistice din România. Toate chestiile astea puse cap la cap generează inflație, pentru că numai uitându-ne la prețul carburanților, la benzină și motorină, care vor trece cu siguranță de 7,5 lei, chiar 8 lei pentru carburanții mai scumpi, hey, toate aceste creșteri de prețuri se vor vedea semnificativ în economie în perioada următoarelor două luni. Pentru că, să nu uităm, crește și producătorul prețul pentru care propriul transport, vine și distribuitorul crește și el pentru că transportă marfa la magazin, mai crește și magazinul pentru care cheltuieli logistice și în acest fel toate cheltuielile astea cu carburanții le vom plăti cu vârșini de sat. Legat de salariul minim pe economie, lucrurile sunt destul de clare. Gândiți-vă că această creștere salarială promovată la 1 iulie înseamnă practic 2 lei în plus pe oră pentru fiecare angajat plătit cu salariu minim. Cât ce înseamnă acest lucru în condițiile prețurilor din România? Dumnezeu știe, fiecare poate să judece. Legat de problemele pe care le vor înregistra companiile alea, astea le știm deja, s-a ajuns, s ajuns deja la ter de bonusuri, la ter de facilități. Dumnezeu le sper să nu ajungem și la, și la disponibilizări de personal, pentru că firmele sunt secătuite financiar în contextul scăderii vânzărilor, a scăderii puterii de cumpărare și a blocajului financiar care se accentuează de la o lună la alta. Deja au început discuții legate de ce urmează în 2025, ceea ce desigur interesează pe orice românie, că de anul viitor se așteaptă creșteri la TVA uh, pentru mâncare și medicamente, în plus noi majorări de accize, care știm și ele, așa cum ați explicat, se rostogolesc tot în prețul final. E vara asta liniștea dinaintea furtunii? Mi-e teamă că da și că cred că acest cod, roșu de scum, cod galben de scupiri se va transforma, din păcate, într-un cod roșu de furtură financiară în perioada, um, prima parte a anului viitor, atunci când vom vedea toate aceste scumpiri. Unicredit vorbește astăzi de o creștere a TVA-ului de la 19 la 22%. Gândiți-vă că toate produsele și serviciile pe care noi le cumpărăm sunt însoțite de TVA. La alimente 5%, 9% sau chiar 19%. Dacă crește TVA-ul la 22%, așteptați-vă la scupiri semnificative. Iar și legat intuziv de impozitul progresiv. progresiv? Da, acolo e o, e o discuție. Nu cred că va fi ANAF-ul capabil în 2026 să, pe bază de economeric personal, să evalueze și să monitorizeze toate veniturile românilor din tot felul de dividende, de, să vadă ce averea au fiecare în așa fel încât să poată să aplice acest impozit progresiv. Iar dacă îl va aplica, aplica gândiți cine să-l plătească. O să-l plătească populația de la orașe, care are tupeu între ghilimele, să-și dorească mai mult, să câștige mai mulți bani. Statul va veni și va taxa mai mult pe cei care vor să facă mai mult în viață. Cei care sunt pe salariu minim nu vor avea nimic de pierdut. Din păcate, ăsta este statul român, sub din punctul meu de vedere, inițiativa privată prin toate măsurile luate în ultima vreme și acționează doar în spiritul asigurării veniturilor la bugetul de stat și nu a susține creșterea economică. Mulțumesc foarte mult analistului economic Adrian Negrescu.